găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii de la Tulcea News TV. Alături de mine, invitat astăzi, se află domnul Victor Tarhon, președintele filialei Tulcea a Partidului Mișcarea Populară. Bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Vă mulțumesc pentru interesul pe care îl alocați, îl acordați formațiunii Mișcarea Populară și faptul că sunteți în sediul filialei Tulcea a Partidului Mișcarea Populară. Vă doresc și eu bine ați venit. Sunteți candidat pe prima poziție a partidului, candidat la alegerile parlamentare pentru Camera Deputaților. Venim după o campanie electorală la locale și practic fără pauză am intrat în această campanie electorală a alegerilor parlamentare. Aș vrea să vă întreb, sunteți un politic cu vastă experiență și pe plan local și pe plan național. Aș vrea să vă întreb cum ați perceput aceste alegeri locale din punctul de vedere al omului politic, dar și al cetățeanului din Tulcea. În primul rând, ele au fost marcate de o specificitate aparte care a fost dată de pandemia COVID-19, deja celebră, mult prea celebră și mult prea prezentă în viața noastră și în ceea ce privește, să spunem, coordonatele vieții private a fiecăruia. Întorcându-ne la fenomenul politic, trebuiau să aibă loc aceste alegeri locale. Știm cu toții că au fost deja amânate. Nu se mai putea continua, având în vedere prevederile legale. Și atunci a fost foarte greu, foarte greu, pentru că a trebuit să ne adaptăm. Pentru unii care sunt la început de drum în politică, poate că a fost mai simplu. Pentru ei acesta este începutul și poate asta va fi o practică în continuare. Nu știm cât va dura această pandemie. Pentru noi, așa zis, și veterani, lucrurile au fost poate ușor mai facile, că am încercat să ne adaptăm cerințelor. Cel mai greu este faptul că s-au scurt-circuitat canalele clasice de dialog cu alegătorii. Relația face to face, de la om la om, pentru că până la urmă acolo sunt adevăratele transferuri, dacă vreți, de idei. Acolo poți să primești replici, acolo poți să primești afronturi, dacă ești mai vechi în această activitate, și ca atare de acolo pot să apară lucrurile care să împingă lucrurile înainte, fie pentru comunitate, fie pentru tine ca și candidat. Alegerile parlamentare sunt imediat după alegerile locale. Nu cred că se pot întâmpla lucruri deosebite, ba din contră observăm că starea lucrurilor nu este deloc în regulă și atunci guvernul a mai adăugat niște constrângeri. Va mai fi și vor fi fenomenele atmosferice care sunt specifice lunii noiembrie, da? Și un pic din decembrie, nu știu ce ne așteaptă, cum va fi. Și poate cu atât mai puțin oamenii vor fi disponibili la dialog. Ca atare căutăm soluții alternative și așa cum s-au găsit în foarte multe domenii, a se vedea accesul la tot ceea ce înseamnă facilități, sistem informatic, probabil că așa vom proceda și noi, numai că este o relație rece. Este o relație în care nu mai există această relație biunivocă, da? Și transparentă și în același timp sinceră. Da? Există inclusiv această mască care face ca oarecum să ne simțim frustrați și unii și ceilalți. Nu mai avem chipul. Este vorba și de mesajele non-verbale pe care le putem transmite.
Dar nu putem numai din priviri. Se spune că comunicarea non-verbală, de fapt, este de 80% sigur, din ce comunicăm. Sigur. Deci, de gustibus non disputandum. Vă afectează pe dumneavoastră ca partid mai cu un scor electoral mai mic? Vă afectează mai mult această situație? Ne afectează pentru că a mai fost o caracteristică a acestor alegeri și anume a fost deschis rezultatul pozitiv pentru formațiunile politice de structură. Și vorbim aici de partide mari, cu istoric, liberali, pesediști, poate și USR-ul pentru că e în vogă, e trendy. Un partid ca al nostru, care are în jur de 500.000 de adepți, de votanți, are posibilități de dezvoltare. Dar posibilitatea de dezvoltare este implicită cu posibilitatea de comunicare și de comunicare de la om la om. Structurile noastre sunt într-o continuă transformare, consolidare, dar nu suntem atât de omniprezenți cum sunt formațiunile mari. Ca atare avem un handicap. Și dacă ne întoarcem la ce am spus acum câteva minute, da, s-ar putea să nu mai putem dialoga cu oamenii din varii considerente și să rămânem numai pe formula online. Mai am o problemă. În județul Tulcea nu sunt foarte mulți consumatori, să-i numesc așa, de servicii online, de informare online. Și vom avea niște probleme previzibile. Sunteți, partidul este perceput ca fiind un partid care se află în umbra liderului său. Și mă refer la fostul președinte Traian Băsescu. Este un avantaj sau un dezavantaj? Cum vedeți această imagine pe care Partidul Mișcarea Populară o are? Da, este foarte bună întrebarea dumneavoastră. Este clar pentru toată lumea, sau dacă nu, eu știu, cel puțin telespectatorii dumneavoastră pot afla acum de la mine, PMP-ul este proiectul președintelui Traian Băsescu, președinte din timpul când era președinte al României. A gândit o structură de nivel ONG, adică o fundație, da, care să militeze pentru ceea ce înseamnă valențele unei mișcări populare de largă cuprindere, după care ca această mișcare populară, ideile ei valoroase să poată fi puse în practică, s-a născut și formațiunea politică care poartă numele de Partidul Mișcarea Populară. Deci este părintele, da, sau cum e mai nou acum, managerul de proiect, da? Sau șeful de proiect, da? Al acestei formațiuni politice. Numai că și legislația română, în același timp și opțiunile domniei sale au făcut ca încet încet să epuizeze posibilitățile de a mai fi la timonă, de a mai fi la conducerea activă, adică capitan jucător al acestei formațiuni politice. Și acum este momentul în care domnia sa este europarlamentar, domnia sa a candidat la primăria capitalei din considerente pe care eu nu le voi dezvolta aici și sunt primele alegeri în care partidul stă pe resursa lui umană. Născută în cei 6 ani și jumătate, da, de când suntem în scena politică românească. Este un mare examen, un examen intern de data aceasta, da? Ne măsurăm forțele și cu ceea ce înseamnă resurse proprii, fără lider. Aș face o trimitere așa scurtă în istorie, fără SIDU. Da. Dar asta nu înseamnă că nu există potențial, nu înseamnă că aducem în primă scenă. Și vorbesc aici de poziții eligibile sau teoretic eligibile, pozițiile numărul 1, mai corect spus, din toate listele de candidați, de la Cameră, de la Senat. În foarte multe județe aducem persoane credibile, persoane cu
a unit o anumită audiență cu un anumit cum să spun, istoric, dacă vreți, în zona socială sau în zona profesională, care cred că pot să confere partidului șanse reale de a reintra în Parlamentul României și ca atare să fim o forță credibilă. Noi ne propunem să facem un 10%. Știm foarte bine că pragul electoral în legislație e de 5%. E, lucrul acesta, dacă noi ne ținem de cuvânt și dacă, bineînțeles, determinăm electoratul să ne acorde această șansă, vom fi o voce în Parlamentul României, poate chiar și o formațiune care va participa la constituirea viitorului guvern. Sunteți până una alta reprezentantul județului Tulcea și al tulcenilor. Da. Ce priorități credeți că are acest județ, municipiul, reședință de județ, în acest moment și pe care dumneavoastră le puteți susține în momentul în care veți ajunge în Parlament? Vreau să vă spun că am peste 50 de ani de viețuire neîntreruptă. Nu sunt tulcean, nu sunt nativ al locurilor acestea. Mai mult că sunt în politică de aproape 30 de ani, asta înseamnă că știu cam tot ceea ce s-a întâmplat, ceea ce se întâmplă și mi-aș putea permite să fac și o proiecție pentru viitor, dar pe termen scurt. Nevoi sunt foarte multe. A fost un județ, din păcate, bogat. Este bogat, dar nevalorificat. Avem o resursă umană modestă. Foarte mulți au părăsit județul. În același timp, la recensământul din 2011, vreau să vă spun că am ajuns la populație la nivel județ echivalentă cu anul 1956. Deci este o problemă extrem de gravă. Pentru că tu vrei să te dezvolți, dar pentru cine te dezvolți? Dacă vrei să ai o gândire de manager, știți, county manager sau city manager. Este evident că, până la urmă, resursa principală este omul. Da, de exemplu, avem spital și care fiecare, administrație care s-a perindat pe la nivelul Consiliului Județean, pentru că Spitalul Județean este în subordinea județului, a încercat să îmbunătățească gradul de dotare. Dar n-au putut să facă nimic, implicit eu, că am fost președinte 2008-2012, în privința medici. Atragerii de specialiști și în special medici. Și atunci dezvoltăm. Dar pentru ce? Pentru cine? Populația are drepturi și constituționale și de bun simț și morale, da? Și de educație, și de sănătate, și de loc de muncă, și de, în general, calitatea vieții, da? Îmbracă toate aspectele acestea. Însă, deocamdată, ca și decidenți politici sau ca oameni care ne-am asumat acest rol în viața cetății, în comunitate, încercăm să găsim soluții. Dar ele nu sunt întotdeauna la noi. Nu suntem deținători adevărului absolut și în același timp nu putem să facem să curgă laptele și miere. Întorcându-ne la întrebarea dumneavoastră, părerea mea e aceea că suntem obligați să creăm o infrastructură impecabilă. O infrastructură atât rutieră cât și din punct de vedere a utilităților. Ar trebui să avem gaze. Da? La nivel național, în momentul ăsta, sunt 32% consumatori și noi, PMP-ul, dorim să mergem la 65%. Păi pot să spun că același lucru e valabil și pentru județul Tulcea. Numai că în județul Tulcea mai avem o problemă. Este un grad mare de sărăcie. Și trebuie să ne gândim cum putem să găsim niște facilități. În primul rând, rețelele de distribuție, treaba altora, guvern, da, companii. Dar după aceea, branșamentele sunt foarte scumpe și oamenii nu-și permit. Și consumul, după contravaloarea consumului pe care îl vor înregistra. Drept este că le aduc civilizația în casă. Că am terminat cu tăiat pădurile,
chiar dacă de acolo chipurile luam numai uscături sau lemn de categorie inferioară, etc., etc., dar trebuie să asigurăm omului acela capacitatea de a și achita ceea ce consumă. Asta ar fi o problemă. Inclusiv în municipiul Tulcea, nu este toată lumea racordată la gaze. Pe de altă parte, eu am susținut și cred că e normal, dar ar putea spune cineva că mă contrazic, aș vedea aici un spital regional. De ce? Aș vrea să cresc, da, și potențialul municipiului Tulcea. Vreau să vă spun că, apropo de istoricul meu politic, în 2008-2012, la un moment dat, am fost mandatat de către Partidul Democrat Liberal, la care eram atunci și eram chiar vicepreședinte în Biroul Permanent Național, și am participat la una, două, trei ședințe, una chiar prin rotația președinției mi-a revenit mie, și anume discutam despre reorganizarea administrativ-teritorială a României. Și se punea problema atunci de regiuni și nu să abandonăm noțiunea de județe. Dar știți ce se mai discuta în culise? Unde punem centrul regional într-o viitoare configurație? Și, de exemplu, regiunea 2 Sud-Est. Regiunea 2 Sud-Est înseamnă 6 județe, cum știe toată lumea. Dar dacă terminăm cu cele 6 județe și nu o să mai fim tulceni, gălățeni, constanțeni și așa mai departe, o să se numească, nu știu, regiunea cumva. Unde va fi centrul de regiune? Ce punctaj trebuie să îndeplinească fiecare fost municipiu reședință de județ în așa fel încât să intre la o analiză, la o loterie, dacă vreți, de stabilire a întâietății? Chiar dacă gândirile sunt mult mai complexe și nu e chiar așa simplu, sau aproape deloc simplu. Deci, converg spre acest deziderat lucrurile pe care eu le simt necesare, și anume, hai să avem infrastructură, din toate punctele de vedere, da? Hai să avem un spital regional care să atragă atenția, hai să vedem ce facem cu Delta Dunării, care este unicat, și hai să vedem dacă nu putem să așezăm lucrurile în matcă normală. Iarăși un proiect pe care eu l-am început în mandatul meu și după care a fost abrupt abandonat și în care vroiam să dau cezarului ce al cezarului, la ghilimele. Da? Adică tot ce se întâmplă în Delta Dunării din punct de vedere ecologic și de-abia după aceea social, comercial, să fie așa cum a dispus Grigore Antipa în urmă cu 100 de ani. Un mare specialist, un om care nu poate fi bănuit de afinități de nu știu care politice, a fost chemat de Carol și a spus: mergi în Delta și fă ordine. Pentru că în Delta în 1911 era cam ce era în Delta în 2011. M-am aplecat asupra spuselor specialiștilor de la Rezervația Biosferii Delta Dunării și de la Institutul de Cercetări Național Delta Dunării, da? Și m-am făcut purtătorul lor de cuvânt și am spus: domnule, hai să încercăm să salvăm biodiversitatea. Pentru că probabil știți ce se întâmplă acum, că faceți reportaje. Da, nevoia de modernizare a Deltei intră într-o contradicție clară cu nevoia de protejare a Deltei. Și atunci, clar. Despre ce vorbim? Până la urmă, trebuie să lăsăm și generațiilor care vor urma Delta. Nu ca alte delte. Și nu dau nume aici pentru că nu este normal, dar am studiat foarte mult ce se întâmplă în tot spațiul european. Suntem poarta de intrare în Delta. Se spune că municipiul Tulcea este un oraș de tranzit turistic. Dar de ce nu este și de turism autentic? Ce îi lipsește? Păi, vă spun, îi lipsesc foarte mult. Eu încerc să mă pun la dispoziție cu expertiza pe care o am în plan profesional, sunt și arhitect, da? Și atunci să vin să spun actualului edil: uite, cam asta este trendul, după părerea mea, cam astea sunt prioritățile. Normal, el este cel care acumulează toate informațiile și decide prioritățile, că de aceea are acest mandat de la alegători. Dar orașul, ca și județul,
are extraordinar de multe lucruri rămase în urmă. În ceea ce mă privește, m-am ocupat de județ. Am o predilecție pentru că, repet, poate și profesia mi-a creat această deschidere și în același timp competențe, da, ca să pot să evaluez. Și eu, în mandatul meu, am avut niște priorități pe care le-am urmărit. La final de mandat erau îndeplinite. Numai că ele erau pe fazele incipiente, în diverse faze. Trebuia să fie continuate. Dar noi, românii, avem, din păcate, o meteahnă, da? Și anume, tot ce vine de la precedentul, fie că e la nivel național, la nivel județean, municipal, unul, punem la sertar și venim noi și o luăm de la zero. Și suntem ca munca lui Sisif, ca Sisif. Sper că într-o bună zi să ne trezim. Nu s-a întâmplat până acum. Da? Speranța mare ultima. Este clar această zonă a județului Tulcea este una din cele mai atractive din punct de vedere turistic. Cu siguranță. De aceea și nevoia de care spuneați mai devreme de accesibilitate în zonă, care s-a îmbunătățit în ultima perioadă, trebuie să recunoaștem acest lucru, dar probabil că acest domeniu turistic nu poate fi îmbunătățit și nu poate fi adus la o capacitate de valorificare așa cum ar putea să fie decât prin atragere de investitori și atragere de fonduri. Cum, sigur, știți foarte bine că și romanii când au cucerit Dacia, ce au făcut primul rând? S-au apucat să facă Via Apia, da? Drumuri. Hai să-i copiem după 2000 de ani. Acum mai trebuie să avem și internet, trebuie să avem și energie termică, trebuie să avem și nu mai știu ce. Curent, da? Electric. Curent electric, da? Apropo de toalete, dacă nu avem internet, ne uităm la televizor, da? În spatele curții. Așa, dacă se poate tot în interior și nu în exterior. Însă, cred că autoritățile publice locale, indiferent de nivelul lor, trebuie să acorde și niște facilități. Și dacă nu știu, pot să copieze modele de succes care sunt la dispoziție. Și cel mai important lucru, cred că trebuie să ne uităm de unde am putea să creăm aceste facilități și pentru cine. Și care este și interesul nostru local, nu numai a venit cineva, a cerut, că el vine să facă ceva frumos. Nu, stai puțin întâi să analizăm și dacă este util pentru noi în conceptul nostru despre dezvoltarea generală a zonei, fie că e vorba de delta, fie că e zona de terasă, adică acest parteneriat care ar trebui să ne fie de căpătâi și care ar trebui să-l învățăm toți. Noi lucrăm cam haotic și lucrăm și individualist sau pe interese de grup, aici implicit formațiune politică. Ceea ce nu este în regulă, pentru că ați văzut, jurăm. Pentru ce? Pentru locuitorii județului. Nu pentru formațiunea X, nu pentru organizația nu știu care de bloc. Am un discurs mai liber și în același timp mai practic, vă spun pentru că am o istorie în spate. Trăită în acest context, în aceste împrejurări și în acest, eu știu, cadru politico-administrativ. Și mi-aș dori să trăiesc mai bine. Mi-am propus să rămân aici. Mâine, poimine, da, vârsta își va spune cuvântul și vreau să am servicii de toate genurile, da, de nivel, dacă se poate, european. Că suntem cetățeni europeni și avem drepturi. Clamăm. Să nu ne întoarcem cu spatele, că s-ar putea să se vadă anumite lipsuri. Ideea e că sunt pentru turist, dar un turist de masă. În momentul acesta, în Delta Dunării, este un turist de nișă. Nu este câtuși de puțin pentru marele public. Nu am... Turism elitist? Da, da. Când spun turist de nișă, este un turist care este accesibil numai oamenilor care au știință despre ceea ce înseamnă servicii, un anumit gen de servicii și făcut la cel mai înalt nivel. Lucrul care fac ca și proprietarii de pensiuni, de hoteluri,
să ridice standardul cu niște costuri formidabile și atunci este normal că trebuie să găsească și în rețeta pe care trebuie să o achite fiecare consumator de asemenea servicii sau activități turistice. Încearcă localnicii să se integreze, dar apar discrepanțe. Pentru că inclusiv conducătorul de barcă sau cel care trage la rame, da, ar trebui să știe cel puțin o altă limbă străină decât cea tradițională sau din familie, pentru că avem și etnici, da? Ar trebui să aibă un curs de igienă, ar trebui să aibă un curs de prezentare, da, inclusiv de mod cum să se comporte și vestimentar, dacă vreți, în raport. Asta ține doar de persoana respectivă sau credeți că trebuie și o implicare din partea autorității publice? Autoritatea poate să dea niște direcții. De exemplu, noi avem în Delta Dunării un regulament care nu există în România de urbanism, care este special și care a fost până la urmă înțeles și aprobat, cred că nu greșesc, pe vremea guvernului Tăriceanu, pentru că au fost voci comune, atât ale celor din administrația publică județeană, locală și administrația rezervației biosferei Delta Dunării, care a spus stop. Apreciem că va exista un boom în materie de investiții în Delta Dunării și atunci avem nevoie de un regulament de urbanism special. Pui stuf, folosești materiale locale, nu mi-aduci mie betoane aici cu tonele, nu mi-aduci nu știu ce metal, sticlă, vopseluri care sunt nocive în timp, prin degradare. Da? Deci, aceasta înseamnă simbioza, da, între factorii antropici și natură. Că natura a fost înaintea noastră. Vă propun să revenim un pic la activitatea din Parlament. Un partid precum Mișcarea Populară, care în momentul de față nu va obține o majoritate, de fapt se pare că nici partidele mari ale momentului nu vor reuși acest lucru, va trebui evident să se constituie în anumite alianțe, nu? În anumite colaborări cu alte partide. Unde vedeți Partidul Mișcarea Populară așezat pe această scenă? Într-un mod, să zicem, firesc. N-aș vrea să fiu acuzat de un politicianism ieftin. Însă, e părerea mea și o părere la care țin și în același timp pe care am și servit-o și am probe. Și anume, trebuie să fie acolo unde să fie util comunității, societății românești, da? Că e Parlamentul României. Nu e Parlamentul nici unei altor cercuri de interes sau a vreunei formațiuni politice. De multe ori s-a lansat ideea de un guvern de largă cuprindere națională. Dom'le, poate că sunt bune. Și poate că ele trebuie să și subziste pe termen scurt în momente de mare cumpănă, de criză, da? Dacă vrei, a unei națiuni. Dar în rest, toate mecanismele democratice trebuie să fie lăsate să-și facă rostul. În mod concret acum, se așteaptă și sunt foarte multe voci care fac aceste prognosticuri, da? Că liberalii o să ia cele mai multe fotolii, o să fie PSD-ul după aceea, o să fie și USR-ul și o să fie și niște sateliți, da? Bun, în ceea ce ne privește, suntem cunoscuți în ieșichierul politic a fi conservatori. Suntem de dreapta. Avem și un protocol pe care l-am parafat cu Partidul Național Liberal în 5 octombrie la nivel de conducători, care operează pentru crearea majorităților acum la consiliile județene și la consiliile locale. Nu văd de ce n-ar subzista. Ne-am oferit serviciile din punct de vedere a unor personalități ale partidului cu
ștate vechi, în anumite zone profesionale, dar pentru a face parte din guvernul Orban încă din octombrie 2019 încoace, nu văd de ce nu am putea să continuăm acest lucru, mai cu seamă dacă am obține acel 10%, am fi și un potențial de vot mai ridicat atât în cameră cât și la Senat. Suntem pentru România. Vrem, într-adevăr, să lăsăm partea, să spunem, declarativă deoparte și, într-adevăr, având în vedere toată această bulversare mondială, planetară, da? Cred că România ar trebui să se gândească la ea însă și să se salveze prin forțe proprii. Cred că ar trebui să ne întoarcem cu ochii către noi, da? Să fim atenți la pericolele care vin de dincolo de granițe, da? Dar noi să ne găsim calea în noile condiții, repet, dispuse de planetă. Și pentru lucrul acesta, dacă Parlamentul României este cel care generează legi, generează direcții de dezvoltare, de conviețuire, de relații interumane, dacă vreți, de tot ceea ce înseamnă relații economice și nu numai, atunci acolo ar trebui să fie oamenii cei mai înțelepți și oamenii cei mai devotați și în același timp loiali românilor. Până la urmă, și când au plecat de la Parlament, ești un simplu cetățean. Când te duci la Taraba din piață să iei o legătură de verdețuri sau te duci în mall să îți iei, nu știu, o cămașă pentru a doua zi. Poți fi recunoscut acolo și ar trebui să poți să te uiți fără niciun fel de rezerve, da, la cetățeanul care spune, domnule, te-am văzut la tribuna Parlamentului și băteai câmpii. Nu, tu să spui, acolo am fost și pentru tine, nu numai pentru mine. Poate chiar să-ți mulțumească, dacă mai e în comportamentul românesc noțiunea, da, în cultura noastră, noțiunea de a mulțumi. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru că ne-ați primit în casa dumneavoastră pentru această discuție pe care o avem. Aș vrea să vă rog la final să le transmiteți celor care ne urmăresc, eu știu, un cuvânt de încurajare de a veni la vot până la urmă. Și de ce ar trebui să vă voteze? Cred că cel mai nimerit lucru ar fi să îi rog să fie înțelepți. Să înțeleagă că au din 4 în 4 ani, așa cum a intrat în tradiție, au puterea de a schimba, de a schimba lucrurile în bine. Însă îi sfătuiesc cu toată sinceritatea și în același timp afecțiunea și aș putea spune chiar și obiectivitate. Să se mai informeze și cu privire la cei care urmează, da? Vorbim de persoane, da? Care urmează să îi reprezinte în diverse instanțe și să nu se lase furați de val. Când spun val, dacă e liberal, are liberă trecere. Dacă e PSD-ist, are liberă trecere. Dacă e... Nu. Cred că a venit vremea. A fost și acum 4 ani și acum 8. Dar cred că acum, mai mult ca niciodată, a venit vremea să analizeze, să cântărească fiecare alegător ce face cu votul lui, pe cine mandatează. Fac o paranteză, cred că era important să ne aducem aminte de timpurile când aveam colegii. Colegiile acelea aveau avut un rost, au fost împrumutate din legislații străine, dar acolo îți dădea posibilitatea ca la final de săptămână, când parlamentarul venea în teritoriu, la cabinetul parlamentar, să poți să vii să-l tragi la răspundere. Ce ai făcut în săptămâna care a trecut pentru mine? Ce vrei să faci în săptămâna care urmează? Dacă nu mai avem acel sistem de alegere a parlamentarilor, parlamentarul rămâne și este parlamentar de Tulcea și pe aici, pe acolo, pe la știri, a luat cuvântul în aula Parlamentului deputatul de Tulcea cu tare. Te regăsești în persoana cu pricina. L-ai cunoscut înainte de a-l trimite acolo? Îi știi abilitățile? Îi știi capabilitățile? Pentru că avem nevoie, după cum am spus, de oameni care să pună în mișcare România. Până nu e prea târziu.
Vă invit, stimați alegători din județul Tulcea, să votați cu înțelepciune. Vă mulțumesc frumos, vă aștept la vot pe 6 decembrie. Vă mulțumesc și eu. Iar domnilor voastre, cu simpatie vă spun, pentru modalitatea în care ați înțeles să faceți acest interviu cu mine, această mini-emisiune, și aș vrea să nu fie ultima. Am foarte multe a vă destăinui și prin intermediul dumneavoastră și cetățenilor din Dobrogea, da? Înțeleg că putem fi vizionați și în Constanța. Nu este niciun fel de problemă. Firește că lucrurile care țin de Dobrogea ne interesează pe fiecare. Tulcenii sunt foarte des la Constanța și constanțenii sunt foarte des la Tulcea. Constanțenii au Marea, noi avem Delta Dunăre. Și atunci e o vorbă, Dunărim cu Dunărea. Dar nici de mare nu fugim, ne place foarte mult și am vrea să trăim ca frații în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Vă mulțumesc frumos! Încă o dată și eu vă mulțumesc. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, aici punem punct ediției de astăzi. Adrian Florea, Paul Alexe, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, toate cele bune!